Spiritul antreprenorial pe care l-a moștenit de la unchiul său l-au ajutat pe un buzoian să ajungă astăzi cel mai mare crescător de ovine din județ. Cosmin Rădulescu are deja 2000 de exemplare. Drumul până aici nu a fost deloc ușor, mai ales că sprijinul de la sat este foarte mic. Urmăriți un reportaj realizat la Poșta Câlnau. La doar 34 de ani, Cosmin Rădulescu a ajuns să fie cel mai mare crescător de ovine din județ. Pasiunea pentru animale i-a insuflat-o tatăl său, de la care a moștenit primele 100 de oi. Astăzi, după 8 ani de muncă, cel mai mare crescător de ovine din județ a ajuns la performanța de a avea aproximativ 2000 de exemplare. Trecerea de la un simplu amator la titlul de cel mai mare crescător de ovine din Buzău nu a fost una ușoară, însă dragostea pentru animale l-a motivat pentru a-și continua visul și a ajunge la această performanță. Conectat tot timpul la nevoile pieței, buzoianul a crescut până în urmă cu 2 ani oi de rasă pentru lapte. Cum cerințele, dar și profitul mai mare este obținut de pe urma valorificării cărnii de oaie, în prezent tânărul fermier încearcă trecerea către oile de rasă pentru carne. Pentru a-și atinge obiectivul, investește chiar și 1000 de euro pentru un singur exemplar de rasă pură adus din țări precum Germania și Anglia. Anul trecut am investit bani în anumiți berbeci de rasă, că vreau să fac, să schimb rasa și să merg pe lapte. Aici avem o rasă Suffolk, este o rasă de carne, care încercăm să vedem dacă merge la noi în România și la climatul nostru. Aici avem o rasă friză, este o rasă de lapte. Am un berbec aici și două oi, care oaia ajunge undeva la 2 litri de lapte pe zi pe timp de vară. Deși are aproximativ 20 de angajați care se ocupă permanent de îngrijirea oilor, nu trece nicio zi în care tânărul fermier să nu ajungă la stâna pe care o are la Poșta Câlnău. Cunoaște fiecare etapă din ceea ce presupune creșterea și dezvoltarea animalelor, iar hrana și sănătatea exemplarelor sale reprezintă un aspect de care are grijă în mod deosebit, astfel încât la final să se poate mândri cu produse 100% naturale. Valorificarea cărnii, a brânzeturilor și a lânii se face doar pe piața din România, respectiv clienților din Buzău, Tulcea, Constanța și București. Asta deși prețurile nu sunt foarte mari. Prețul brânzei este undeva la 20-22, iar pe timp de vară, când toată lumea scoate oile la pășunat, este undeva la 1,2-1,5, dar acum depinde și de calitate, depinde de mai mulți factori. Banii folosiți din produsele lactate, ne strângem notrețul și plătim oamenii angajați pe timp de vară. Cei 8 ani de zile care i-a dedicat creșterii oilor nu au fost deloc ușori. Îngrijirea animalelor s-a dovedit a fi costisitoare, iar ajutorul de la stat este foarte mic în comparație cu nevoile. Motorina anul ăsta este un preț, noi cumpărăm motorina la un preț foarte mare, iar produsele le vindem la un preț mic față de motorina. De câțiva ani încoa a crescut în fiecare an, pe când produsele, brânza sau laptele, a cam rămas la același preț. Este destul de greu. Dacă statul ne-ar ajuta și ne-ar mai încuraja, mai ales pe noi tineri fermieri, am merge la mai multe capete și ne-am putea dezvolta mult mai ușor. Să ne ajute statul să luăm și noi utilaje, să luăm motorină subvenționată, sau că avem o grămadă de cheltuieli pe fermă și mai ales pe cât le ținem la iernat. Titlul de cel mai mare crescător de ovine îl motivează pe buzoian să meargă mai departe cu visul său, ambiția lui fiind ca în următorii 2-3 ani să ajungă la 4000 de oi. Alături de oi mai are 300 de capre, 36 de câini și câțiva cai, pentru care a fost dispus să cheltuie câteva mii de euro pentru un singur exemplar. Cosmin iubește cu adevărat animalele, iar una dintre pasiunile sale sunt caii. Prințul, cum îl alintă Cosmin, este un cal de rasă Frizer adus tocmai din Olanda în urmă cu un an de zile. Alături de Cosmin Rădulescu, în clasamentul celor mai mari crescători de ovine din județul Buzău, se regăsește și Dorel Nicolae Oltean cu aproximativ 1200 de capete, dar și Constantin Cristea cu 1000 de oi.